Cum vezi faptul că suporterii plătesc salariile jucătorilor? Ai mai auzit undeva pe lumea asta de așa ceva? Destul de greu, foarte rar. Doar în legile inferioare, dar le mulțumesc că țin clubul ăsta în viață, pentru că țin la Dinamo foarte mult și n-aș vrea să se întâmple ceva. Ideea e că la Dinamo s-au întâmplat multe lucruri rele și s-a ajuns în situația asta. Cine crezi că e principalul vinovat? Politica proastă. Deci managementul greșit al clubului. Vă dați seama, când aduci atâția jucători, schimbi pe bandă rulantele, dai 6, 7, 8, 10 mii. Păi un jucător să vină să-ți facă diferența în 6 luni de zile, trebuie să fie un super jucător care acceptă numai salarii de la 20.000 în sus. 25.000. Așa este, ai dreptate. Un jucător de valoare îți face diferența pe termen scurt. Un jucător normal, într-o echipă bună, se construiește în timp. Îți trebuie un an jumate, 2 ani să pleci ceva la echipa aia, pentru că nu o aduci tu pe Messi să-ți facă diferența. Cum vezi viitorul lui Dinamo în situația actuală? Incert. Pentru că sunt multe lucruri la mijloc. Eu nu cunosc toate detaliile, nu cunosc ce se vrea acolo. Nu cred că domnul Negoiță poate să vândă momentan Dinamo. Eu cred că o să-l susțină în continuare. Și totul depinde de parcursul lui Dinamo pe plan sportiv, fotbalistic. Dacă în următoarele luni se joacă și Dinamo o să aibă o formă bună și o să facă diferența, probabil lucrurile vor reveni la normal. Dacă Dinamo o să fie într-o formă fotbalistică slabă și așa mai departe, suporterii se vor înfuria, o să fie discuții și așa mai departe și se duce totul de râpă. Depinde. La Dinamo situație dificilă momentan.